Salut! Sunt Oana, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale din orașul dumneavoastră. De la ora 19 și 30 de minute la Teatrul Minion se pune în scenă Cabaretul Cuvintelor, de Matei Vișniec. Aceasta este o producție teatrală semnată de TIP, Teatrul Independenților Profesioniști, singurul teatru destinat actorilor profesioniști independenți din România, al cărui membru fondator este Alexandru Naghi. Personajele principale, secundare și episodice ale acestui spectacol sunt cuvintele, iar sensul e un foc de artificii care explodează în toate direcțiile, bucuros să scape de corsetul limbajului. Cabaretul Cuvintelor este un exercițiu în care toate simțurile se coalizează pentru a reinventa noțiunea de comunicare. Țara noastră, poezie. Victorie pentru. Mami, cuță, nu are mama, că ți-ar da. O mamă de bătaie. Pierdem noi! Centrul de creație, artă și tradiție al municipiului București găzduiește în sala Teatrelii de la ora 20 piesa Comedii cu gorobete, de Radu Gabriel. Apărut întâi pe micul ecran, Ilie Gorobete, țăranul jet-beget, hâtru, tradiționalist, este un personaj care a avut parte de mare popularitate, dar din păcate televiziunea nu i-a oferit o viață prea lungă. Astfel, organizatorii au hotărât să-l aducă din nou în fața publicului, de data aceasta pe scenă, împreună cu lumea satului românesc, o lume plină de haz și candoare. La Godot Cafe Teatru, de la ora 21 și 30 de minute, se pune în scenă piesa Cremă de zahăr ars, Astăzi îi spunem dragoste, de Iris Spiridon. Un spectacol despre iubire, despre traiul împreună al îndrăgostiților și despre întrebările pe care fiecare și le pune de-a lungul vieții. Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!